nițelile recunoscute. Bună dimineața, de la Cagealâc. Poftă bună. Un deliciu. Și acum, din vremuri străvechi, un trac a ieșit de aici. O doamnă trac. Unde merge doamna trac? Aici. În mormânt. Intrăm aici în mormânt de unde doi traci ies acum. O, domnul secretar, nu știam că ești trac. Sunteți trac? Hai să vezi ce mormânt ți-am pregătit. Mamă, să mor eu. Ăsta e mormântul meu? Da. Du-te, mă, mai mare aici. Ai văzut? Interesant. Foarte frumos. Dar cam mic pentru mormânt. Dacă m-aș întinde aici... A? Deci aici, dacă vă puteți imagina, chiar pe locul ăsta unde stăm noi, a stat un rege trac. Hai să vezi și o să vă exemplificăm cum a fost descoperit. Ia. Ia, du-te tu afară. În timpul celui de-al doilea război mondial, în urma unui bombardament, absolut întâmplător, robele au scos la iveală acest mormânt în care, întâmplător, zăcea acest trac. Trac din neamul tracilor. Da, are și inele. Foarte frumos. Bine, gata. Gata, Cosmo. Ajunge. Ah, ce bine era. Era bine, nu? Tot din ei bine aici, mă. Știau ei de ce fac. Frumos. Foarte frumos. Se văd picturile, vechile picturi. Tracii noștri. Marele neam din care se trăgeau și tracii de la noi. Thank you.
Salutare domnilor și doamnelor. Vă prezint aici prietenii mei de drum de la Stara Zagora. Vă salutăm de la o cafeluță. Foarte frumos. Coffee, coffee. Cafea. Coffee, coffee. Cafea. Mare coffee. American coffee. Vreau să știți că domnul secretar ne-a băgat pe interzis. Am intrat într-o zonă pietonală cu motocicletele. Stăm așa cu ceva emoții. Parcate acolo în spate. După cum vedeți, nici n-au loc pietonii să mai treacă. Așteptăm din clipă în clipă poliția să vină. Miliția, dar zice că are bani pregătiți pentru amendă. Da. Vă ținem la curent, rămâneți aproape. Da.